O scrisoare pierdută de Ionuca Caragiale. Curentul literar. Realismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca o reacție antiromantică care propunea ca, în construirea universului imaginar, să se oglindească realitatea, creându-se impresia de viață autentică. Realismul are ca teme preferate averea, parvenirea, familia, apar personaje tipuri, se înfățișează individul ca produsul al realității, al societății din care face parte, limbajul este un mijloc de individualizare a personajelor, atitudinea critică față de societate, reflectarea fidelă cu vicii și virtuții a unei civilizații, fără a idealiza, abordarea subiectelor din contemporaneitate sau din trecutul apropiat, speciile literare predominante fiind romanul, schița, comedia și drama. Date despre autor. Ionuca Caragiale este unul dintre cei patru mari clasici literaturii române, alături de Mihai Eminescu, Ion Creangă și Ioan Slavici, dar și cel mai mare dramaturg român sau, după cum afirma Pompiliu Constantinescu, este împreună cu Ion Creangă cel mai specific scriitor român. A scris comediile O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, Conul e unit de-a față cu reacțiunea și Dale carnavalului, dar și drama Năpasta. O scrisoare pierdută este considerată cea mai reprezentativă operă scrisă de Caragiale, fiind jucată cu un succes răsunător pe scena Teatrului Național din București la data de 13 noiembrie 1884, publicată ulterior în revista Convorbit Literare în 1885. Apartenență la un gen și o specie literară. Textul aparține genului dramatic, fiind destinat a reprezentări scenice, ideile și sentimentele fiind transmise de autor în mod indirect, prin intermediul personajelor, intervenția directă a autorului fiind redusă la didascalie. Ca specie este o comedie de moravuri, unde se ironizează viața politică și imoralitatea societății burgheze de la sfârșitul secolului al XX-lea, ridendo castigat mores, sau cu umor sancționează moravurile, atrăgând atenția asupra adulterului, demagogiei și corupției. Comicul este o categorie estetică având drept efect râsul, determinat de contrastul dintre aparență și esența naturii, adică dintre ceea ce sunt personajele și ce încearcă să pară. Comicul este cea mai puternică armă împotriva tot ce este perimat, este instinctul de a lua durerea în joc, un cocktail de durere și disperare, cum spunea Grigore Moisil, sau o sabie de cauciuc ce permite să înțepi fără să curgă sânge. În timp ce Vasile Alexandrii rămâne primul autor de comedii cu certă valoare artistică, Caragiale este cel mai mare comediograf român. Sunt prezente aici diferite tipuri de comic, precum comicul de moravuri, de situații, de limbaj și onomastic. Caracterul insolit al piesei constă în faptul că există o împletire paradoxală între comic și tragic. Personajele paiață trăiesc într-un imens carnaval, acestea mișcându-se mecanic pe baza unor automatisme ce le-au anulat valorile morale autentice. Sau, după cum spunea Eugen Ovinescu, personajele sale sunt păpuși reduse la o singură formă energetică. Poți învârti manivela, e fără rezultat. Comicul nu este revigorant și sănătos ca cel din teatrul tradițional, ci este alterat, căci finalul nu rezolvă conflictele, ci adâncește drama. Tragismul, care se naște din comedie, anunță teatrul absurd al lui Eugen Lovinescu. Sursa de inspirație. Punctul de plecare este realitatea timpului și anume revizuirea Constituției din 1883 și a legii electorale, care a generat în epocă discuții aprinse între partide și în interiorul acestora, autorul însuși mărturisind: eu nu scriu decât viața noastră, căci alta nu cunosc și nici nu mă interesează. Semnificația titlului. Titlul operei cuprinde numele unui obiect de șantaj politic, o scrisoare pierdută, ce va declanșa conflictul și totodată pretextul intrigii. Ea devine un simbol al corupției, un bun de preț pentru cine o deține, atât în provincie cât și la centru, în București, dovedind că funcțiile politice se obțin apelând la diverse tertipuri, iar luptele pentru putere se desfășoară, de fapt, în culise și nu la tribună. Articolul nehotărât O indică atât banalitatea întâmplării, cât și repetabilitatea ei. Faptul că scrisoarea este mereu pierdută sugerează că nici măcar unul dintre cei care doresc să o folosească în mod abuziv nu este demn de statutul pe care și-l dorește. Ea se întoarce în final la adresant. Tema operei. Tema este reprezentată de societate prin satirizarea moravurilor individului manifestate pe fondul luptei politice în timpul campaniei electorale pentru alegerea de deputați. Structură. Piesa este alcătuită în patru acte, având mai multe scene.
Personajele piesei, numite de către autor persoane, sunt menționate la începutul ei cu numele și statutul social pe care îl au în cadrul comediei. În ceea ce privește firul acțiunii, se sesizăm tehnica cronologiei evenimentelor, întâmplările fiind redate prin înlănțuire, deși intriga, desemnată de pierderea scrisorii, este anterioară expozițiunii. În privința conflictului, regăsim aici tehnica bulgărului de zăpadă, întrucât un conflict minor declanșează un lanț de conflicte secundare. La nivel compozițional, sesizăm o serie de procedee care mențin tensiunea dramatică la un alt nivel. Modificarea raportului dintre personaje, introducerea unor elemente surpriză, anticipări, amânări, schimbări bruște de situații. Relația incipit final. În construcția incipitului, Caragiale utilizează tehnica acumulărilor succesive, oferind informații incomplete publicului cu scopul de a capta atenția acestuia. În acest sens, Ghiță Pristanda, polițaiul orașului, îl informează pe Ștefan Tipătescu, prefectul județului, în legătură cu un document pe care îl deține adversarul său politic, Nae Cațavencu. Incipitul este sugestiv, dezvăluindu-ne indirect principalul conflict exterior. Incipitul este sugestiv, dezvăluindu-ne indirect principalul conflict exterior între cele două tabere politice, dar și moralitatea personajelor care trag condeiul, sug sângele poporului, fără cel mai mic resentiment. Finalul specific comediei nu sancționează acest tip de comportament, ci surprinde rezolvarea conflictelor. Personajele nu au conștiință, nu se pot sustrage tipologiei din care fac parte. La Caragiale nu există bine și rău, învingători și învinși, vinovați și victime. Este o lume omogenă, compactă, un cerc închis, un mecanism dereglat în care nu se poate interveni. Astfel că la final, Zoe rămâne în continuare adulteră, Cațavencul este detronat de un ticălos mai mare, Trahanache se bucură pe mai departe de privilegiile statutului său politic, acceptând triunghiul amoros sau lanțul trofic instituțional. Acțiunea comediei este plasată în capitala unui județ de munte, în zilele noastre. În aparență este vorba despre sfârșitul secolului al XIX-lea, în perioada campaniei electorale, într-un interval de 3 zile. În realitate însă, cronotopul vag susține caracterul actual al acțiunii și al tipurilor umane prezentate. În acest sens, Ion Simuț menționa: Caragiale este autorul care vine singur spre noi, nu e nevoie de a face eforturi literare de a merge spre el. Încă din expozițiune aflăm că Zoe, soția lui Zaharia Trahanache, președintele filialei locale și membru marcant al partidului de guvernământ, pierde o scrisoare de dragoste de la Ștefan Tipătescu, amantul ei, bun prieten cu soțul acesteia. Scrisoarea este găsită de cetățeanul turmentat, un fost poștaș, de la care este însă subtilizată de către Nae Cațavencu, avocat și director proprietar la ziarul Răcnetul Carpaților. Pornind la această intrigă relativ simplă, se produce o aglomerare barocă de conflicte și situații comice în care vor fi implicate treptat toate personajele. O primă secvență reprezentativă. Trahanache este invitat de Cațavencu la sediul ziarului pe care îl conduce, unde îi arată documentul pe care îl deține, amenințând că îl va publica dacă nu va fi susținut la alegeri în locul lui Farfuridi. Convins că totul este doar un machiavelic, o plastografie, îi comunică jovial lui Tipătescu intențiile lui Cațavencu, scenă ce poate fi considerată intriga. Aceasta este o secvență reprezentativă, conturând viclenia politicienilor, dar și în cultura lor, dezvăluind comicul de moravuri. Prin tehnica analepsei, adică evocarea ulterioară a unor evenimente din trecut, Zaharia Trahanache reproduce ad literam discuția cu Nae Cațavencu, dar și scrisorile primite de la acesta, cea prin care îl invită la sediu, dar și scrisorica de amor, considerată o plastografie de către veritabilul Nenea Zaharia. Sesizăm că atât Zaharia Trahanache cât și Nae Cațavencu apelează la același stil duplicitar, fals, fățarnic, adresându-se locutorului prin antifrază, termen cu sens opus celui adevărat. Trahanache îl numește pe dușmanul său onorabilul domnul Nae Cațavencu, stimabile, iar acesta din urmă îi se adresează cu apelative lingușitoare ca venerabilului domn Zaharia, al dumneavoastră devotat, demonstrând falsitatea politicienilor. Stilul mieros până la șarjă este dezvăluit de către onorabilul Nene Zaharia, care devine exasperat de acele cuvinte rostite de avocat ca de o mașină stricate. Venerabile în sus, venerabile în jos, în sfârșit o seamă de delicatețuri. Doar lexemul Mișelul, pe care Trahanache îl scapă față de Tipătescu, arată adevăratul conflict exterior dramatic între cele două clase politice.
tot din dorința de a-l măguli pe acesta, Cațavencu îi înșir în scrisoare toate funcțiile lui Trahanache, dar și pe ale sale, dintr-o accentuată notă de mândrie personală, înainte de a da lovitura de teatru, când schimbă tonul, trecând la amenințări, aspect ce dezvăluie firea duplicitară. Scrisoarea pe care o trimite Cațavencu este însă plină de greșeli. Comițiul, o agricol, biroul, prezident, ce denotă discrepanța dintre aparență, adică om educat, și esență, adică om incult. Interesant este că Trahanache apreciază firea sa ca o meleunică, deși este vorba de un șantaj care poate periclita onoarea sa și a Zoei, tocmai pentru că aceste fapte sunt des întâlnite în clasa politică a timpului, din care și el face parte. La Machiavel lucrul e tare, n-am ce zice, dar nu ți-ai găsit omul. Scena dată scoate în evidență conflictul principal dramatic ce constă în confruntarea dintre cele două forțe opuse, pe de o parte reprezentanții partidului aflat la putere, și gruparea independentă construită în jurul lui Nae Cațavencu. Desfășurarea acțiunii cuprinde eforturile disperate ale celor aflați la putere de a încerca să-l convingă pe Cațavencu să renunțe la intenția sa machiavelică prin orice mod. Când toate interesele păreau aranjate și Cațavencu aștepta să fie numit pe lista candidaților, se produce o lovitură de teatru. De la București este impus drept candidat, prin depeșă, un oarecare Agamemnon Dandanache. O altă secvență reprezentativă este cea în care își face apariția Agamemnon Dandanache, candidatul trimis de la centru, pentru a fi ales deputat în județul de munte, care se dovedește mai prost decât Farfuridi și mai canalii decât Cațavencu. El evidențiază josnicia și decrepitudinea la care poate ajunge politicianul în general. Acesta apare în piesă abia în ultimul act și se conturează prin acumularea tuturor defectelor personajelor de până atunci. Parvenitismul, demagogia, prostia, incultura, perfidia, ramolitismul, spiritul machiavelic, imbecilitatea. Trăsăturile caricaturale și comice sunt evidențiate încă de la sosire, cu birza postii, hodoronc, tronc, zdronca, zdronca, ciclopoței, îmi țiu urechile. Vorbirea lui Dandanache este peltică, săsâită, eliptică și incoerentă, fapt care sugerează căderea în copilărie, senilitatea, ca formă grotescă a alienării. Capacitatea de a comunica ceva coerent lipsește, căci la el cuvintele reprezentative sunt interjecția pac la un caz, iar pac la războiul, vorbirea onomatopeică repetitivă, hodoronc, hodoronc, zdronca, zdronca. Pentru a fi ales, Agamiță folosește ca instrument de șantaj tot o scrisorică de amor, găsită în pardesiul uitat la el acasă de un musafir, persoană însemnată, da, becher, necăsătorit. Dandanache amenință că va publica scrisoarea dacă nu capătă imediat un mandat de deputat și nu s-alege. Mai ticălos decât Cațavencu, Dandanache nu înapoiază scrisoarea pentru că, la un caz, iar pac la războiul. Singurul argument pe care îl aduce în sprijinul meritelor sale politice este ridicol. Familia mea de la 48, în toate camerele, cu toate partidele, ca românul imparțial și să rămân fără colegi, printr-un comic de situație magistral construit, Caragiale creează un personaj grotesc, șantajul exercitat de Cațavencu pare nevinovat în comparație cu gestul abject al lui Dandanache de a nu înapoia scrisoarea, determinându-o pe Zoe să se întrebe, oare nu era mai bun Cațavencu? Prost, demagog, peltic, amnezic și senil, încurcă mereu pe perfect cu Trahanache, spunându-i lui Tipătescu, eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă cucoana dumitale, și pe disperarea Zoei, care izbucnește, idiot! Dandanache, inconștient de josnicia gestului său machiavelic, repetă mereu întâmplarea de față cu toată lumea. Dacă Nae Cațavencu exercitase șantajul cu discreție, Dandanache este mândru de ceea ce îi venise. Asta e pui cu soarele că am întors-o cu politica? Deznotământul este fericit și mulțumitor pentru toată lumea, Dandanache este ales în unanimitate, totul se încheie cu festivitatea condusă de Cațavencu, unde adversarii se împacă. Interesant este că Dandanache a ajuns să fie propulsat în funcție, tot în urma acestei scrisori. Compromițătoare. Particularități de limbaj. La nivelul stilului, textul se caracterizează prin umor, retorism formal, prolixitate, finețe, dezvăluind prin aceasta o galerie întreagă de semidocți ariviști ce urmăresc menținerea unor funcții politice, a unui statut social nemeritat, acționând după principiul scopul scuză mijloacele.
O scrisoare pierdută, de Ionuca Caragiale. Curentul literar. Realismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca o reacție antiromantică care propunea ca, în construirea universului imaginar, să se oglindească realitatea, creându-se impresia de viață autentică. Realismul are ca teme preferate averea, parvenirea, familia, apar personaje tipuri, se înfățișează individul ca produs al realității, al societății din care...